Suntem ospiții la Denis Simonov. Personajul ăsta e un ca un logotip care comunică cu tine, care vorbești, care îți dă emoții. Chiki, chiki, tu. De ăștia nu tot voi v-ați ocupat? Noi am creat. Ce une dracu atunci l-ați luat așa? Tot se transformă deja nu în creație, dar în procese, în organizare. Da. 30.000 de euro. La noi nu în țară facultate. 16 ani să investești într-un business ca până la urmă să ceri. Noi suntem top 3. Dacă mai cumperi o dronă. Asta e echivalent cu rezistența ta față de provocările pe care le ai. Dacă tu nu iubești asta, tu n-ai să rezisti, pur și simplu. Salut, prieteni! După o pauză de interviuri am revenit și astăzi o să discutăm despre un domeniu un pic mai creativ. Suntem ospiții la Denis Simonov, care este director creativ și proprietar a companiei Pixtoon. Un interviu care o să răspundă la multe întrebări, inclusiv a cui este ideea și personajul și de ce anume acel motan în Sebo, dar și nu doar. Urmăriți-ne, comentați și puneți like-uri și faceți un share la acest video ca să cumva popularizăm tot ce înseamnă antreprenoriat și nu doar. Denis, da. Povestește ce faci tu și te ocupi, pentru că te ocupi de mulți ani, cel puțin eu te cunosc de vreo 4-5 și tu înainte de asta încă făceai ce și făceai. Cum se numește nișa de business? Eu mă ocup de 16 ani, ies că de 2006, când am venit de la armată. Tu ești din generația care a făcut armată? Da, da. Cu mai puțini întâlnești în general care mai trăiesc încă din cei care au făcut armată. Asta e glumă. De unde ai făcut armată? La grăniceri. Am descoperit ceva interesant. Ok. Da, că eu am luat un an să mă gândesc și vreau să fac și unde vreau să mă duc după Liviu Răbreanu. Și te gândeai tu și să fac eu un an de zile cât meditez, cât ne leg nișa de business? Nu erau cursuri de astea de calculatoare sau chestii, ceva complex și am găsit eu unul unde te învăța și software-ul, și Word-ul, și Excel-ul. Și pe mine m-a recomandat la Departamentul de Protecție Dreptului Copilului. Și eu am fost secretar referent la Departamentul de Protecție Dreptului Copilului și mie îmi vine povestea asta. Îmi invită la eveniment și eu zic, ok, eu mă duc la eveniment și ala, dar de acolo deodată îmi spune, ai 5-1, deci până acasă îți iei periuța de dient și a suprimit că e un an, dar la grăniceri e bine. La unde? La Ungheni, la Zagarancia. Gata, am aflat ceva interesant. La Zagarancia, iar în Chișinău. Și după asta ai revenit și ai intrat în business. Am terminat un curs de Photoshop, când m-am angajat prima dată la combinat poligrafic. Apoi mi-a dat directorul să fac 3 copierți de caiete pentru copii. Dar n-aveam calculator acasă și un prieten chiar s-a cumpărat un Pentium 4, că atunci era, nu știu dacă știi, Pentium 4, am un telefon mai puternic. Chiar de la 1 am început. Și eu m-am dus, m-am șerut pe Word, zic, dă-mi voie să fac niște... Și am stat, am făcut 3 copierți, vin la dânsul și el o apreciat, e bun și m-a luat. Și am lucrat acolo 2 ani, după asta un alt antreprenor m-a văzut și m-a luat la dânsul agenției și pe mâine am deschis. Asta în ce anul a fost deschidere? În 2006. Tu în 2006 ți-ai deschis compania ta? Da. Care atunci se ocupa cu? Eu am încercat mai multe direcții. Am design, grafic, am deschis și un fotostudio. Eram foarte critic și foarte perfecționist. Din cauza la tupia ăsta mulți ani am fost închis în mine și lucrat asupra la calității. Că după asta, deja înțelegând că trebuie de crescut mai departe. Designul era destul de static pentru mine, adică nu îmi permitea să mă manifest așa de... Și am trecut în video, în animații. Deci voi în ultimii 10 ani faceți video și animații? Da, doar video și animații. Ok. Dacă tot despre voi astăzi deja pe piață, cam câte companii sunt pe care nu freelanceri, dar companii care ar fi un fel de concurență? Care eu știu, nu, maxim 10. 10. Maxim 10. Sunt în, eu vorbesc de care au ajuns. Top 3, top 5? Noi suntem top 3. Așa ca să ofere pe piață content video elaborat în diferite stilici, nu doar o animație 2D simplă, grafică, de exemplu, dar noi oferim și animații frame by frame, combinații 3D animații, grafică, adică diferite stiluri. Pentru că asta și e fișca la video content, că trebuie să divizezi de alții prin vizual.
prin o idee care trebuie să o promovezi, prin timp și să ajungă ca o parte din compania ta. Care e diferența dintre cei care sunt top 3 și cei care sunt coadă în top 10 sau mai... ce diferit faci? În primul rând, asta e complicat. Trebuie să ai o leac de răbdare ca să-ți perfecționezi cunoștințele, să ajungi la un nivel, din punct de vedere calitativ, tehnic. Animații la noi e problemă, la noi nu în țară facultate care îți predă ție. E chestii care trebuie să o înveți individual. Trebuie să înveți singură. Uh-huh. Și a noi specialiști sunt foarte puțin, poți să numeri pidești. Noi avem specialiști din alte țări, de exemplu, care lucrează pentru proiectele noastre. Pentru că în Moldova nu găsești un animator 3D normal de personaj. Sunt foarte puțini. Ok, și că ești, dacă tot ai spus de oamenii ăștia, e vorba în cazul dat de faptul că îi duc așa antreprenor, ai echipă care lucrează și există freelancer care singur fac asta sau tu tot faci partea asta creativă? Eu fac scenariile, eu practic toate scenariile. Dar la noi problema e în scenariști sau în cei care desenează? Scenariști în general problema, la noi nu este scenarist care poate să facă, sunt puțini, poți să numeri pe deși să știi care au trecut prin timp. Pentru scenaristul trebuie să știi, el nu poate pur și simplu să-ți facă ție, el trebuie să știi punct de tehnică, asta e realizabil sau nu, personajul și ala, că se întoarce la 360 de grade în 2D, asta e real, cum, e real să o faci, dar trebuie să o faci de mână, să-l întoarcă el, personajul care e plat, care e diferența între 2D și 3D, 2D asta e plat, flat image, da. 3D e în volum, tu poți să-l învârtești cum vrei. În echipa ta, tu ești scenaristul și ai cei care desenează cum ar veni sau tu ești și desenezi? Eu sunt director creativ. Eu duc proiectul în toate etapele, de la A la Z, începând de la concept, viziune, scenariu, și deja ghidez storyboard-ul, de exemplu, crearea personajului. Eu sunt viziunea și implementarea, dar nu însuși eu nu pot desena, de exemplu. Tu nu poți desena, pe oameni care desenează. Da, companiile în care vorbim de top 10, tot e așa proprietarul, directorul ei și sau sunt cei care... Moldova? Da, singur desenează. La noi piață nu sunt așa de multe companii, pur și simplu. Eu știu situația la fiecare pe personal. Eu am manager care se ocupă de producție. Eu am manager care eu în fiecare dimineață fac ședință, discutăm fiecare și proiectarea și dificultăți are. Mie îmi vine doar rezultatul pe etapă, de exemplu acolo designul scenelor, animația și eu le aprob dacă ele sunt bune și dau indicații dacă trebuie de schimbat ceva sau nu trebuie de schimbat. Câți oameni lucrează în echipă acum la tine? În dependență de proiecte, dar așa e 10. Am încercat în pandemie să le mențin, să nu eliberez pe nimeni. Da, asta vreau să spun acum, luând în calcul pandemia, spuneai că ei lucrează toți la distanță. Pandemia, ca tare, a bătut destul de bine peste domeniul ăsta, pentru că foarte mulți clienți, prima ce au făcut, au minimizat bugetele la minim în marketing. Cu regret. Și toate contractele, practic, majoritatea contractelor din Moldova care le-am avut, au fost topate și ne-am ținut doar pe proiectele străine. Și la moment, dintr-o 100%, cât sunt proiecte locale și cât internaționale? Acum 50 la 50. Din străinătate vin proiecte mai interesante. Mai interesant sau mai bănoase? Mai bănoase și mai interesante. În primul rând, foarte greu să ajungi la clienții ăștia din străinătate. Mie mi-a luat asta timp și bani investiți. Pentru că în ce ai investit ca să ajungi la clienții? Pentru mine era scop să obțină parteneri în Rusia, UK și USA. Parteneri spui clienți? Nu, parteneri care să ne reprezinte și care să... Să vă reprezinte. Da, și asta... În primul rând, research-ul de oameni, da? În al doilea rând, tu trebuie să ai măcar o 3-4 vizite acolo și să te întâlnești cu omul, să discuți, să testezi. De exemplu, ăsta din Rusia, care l-am întâlnit, am făcut câteva proiecte cu dânsul, am păstrat la dânsul banii din proiectele astea vreo 3-4 luni, erau vreo 5-6.000 de euro care le-a păstrat până și eu am venit și el ne le-a dat. Și după asta noi am deschis companie. Ca să testez, să înțelegi. În UK, diaspora. Diaspora, da. În grup, mi-a recomandat cineva, moldovan care lucrează la un englez, am ieșit la englez ușal, am fost în UK, el are studio de producție video. Păi, dacă el are acolo studio, care e? El are studio de producție video, dar nu grafică. Eu am venit cu propunerea ca să fim noi cei care fac grafica și ne reprezinte pe noi ca Pixtoon în UK. Și eu am fost de vreo 3 ori, am stat cu dânsul, am făcut plan. Noi am calculat cât să ieși piața și e minimum îți trebuiește și am ieșit cam la 50.000 de pounds care trebuie de investit în om, într-un eveniment care trebuie de făcut
la sfârșit de an. Și care l-ați făcut sau urmează? Prea e riscant să investești atâta, cu toate că merită. Cât maxim pe lună tu poți să generezi profit din business-ul ăsta? 100% să fie încărcat cu lucru. Vrei să pui anume despre, despre animații sau despre video? Nu, în Moldova tu ai business-ul respectiv, ai 10 oameni, ei toți lucrează, știu că antreprenor ieși în maxim 10.000 curat pe lună? În dependență de lună. Profit curat, asta e așa... În funcție de ce proiect ei, unii iei mai degeaba, altele câștigi mai mult. Tu vezi că unele luni tu poți să ieși în minus. Eu să fiu antreprenor, de la început, când începe masă, eu nu mă băgam în nișa asta. Bună remarca asta. Întrebarea este, care e motivația să stai într-o nișă în care nu există... Acum eu am devenit profesional. Eu cu ochii închiși pot să fac... Asta ar însemna că dacă ai vrea să câștigi mai mulți bani, trebuie să-ți mărești echipa mai mult de 10 oameni? Evident, da. Next level, asta e să faci seriale și episoade de animații pentru canale de distribuție. Acolo sunt bani, acolo trebuie să ai 100 de oameni. Asta e next level. Știi care e faza? Privește freelancerul sau cel care se gândește, nișa asta trebuie să iasă bani. Tu pur și simplu e de dacă mai cumpăr și o dronă. Acum întrebarea, tu de ce să nu te faci freelancer și să ai atâi 35.000 și treabă să n-ai? Pentru că tu vrei să faci un mecanism care asta ducă, dacă de-am începi ca antreprenor așa să gândești, care să lucreze cât de cât pentru tine. Înțeleg. Și cine o să rămână aici? Sau asta să aici o să rămâi managerul. Adică să pui director, să fii doar proprietar care vine după dividende. Nu, nu, anume implicarea în gândire creativă eu aș putea face, nu de reconcepte, direcție. Dar nu o să o faci că tu o să fii implicat în altă parte. Dar asta mi-e îmi place să fac. Asta e, și o să-ți plătești salariul și paralel o să ai și dividende. Da. Eu vreau să înțeleg unde e motivația ta ca proprietar în cazul dat, 16 ani să investești într-un business, ca până la urmă să ce? Asta era în mine, îmi place să creez, îmi place să manifeste ca ideile mai întâi în design, după asta în fotografii, după asta în video, după asta în animații și ca la un moment dat când deja eu am când ajuns trecut, prin dragoste s-a plecit stomacul, creierul, așa. Tu începi să înțelegi că tot se transformă deja nu în creație, dar în procese, în organizare, în... Și antreprenorul din tine spune, trebuie de mai născut o idee. El nici nu era, el s-a creat. Acum tu, din tot ce am vorbit până acum, ai un mesaj pentru cei care vor să lansează nișa asta de business, băieți, nu merită, da? Dacă te bagi în IT, în jocuri, acolo e interesant. De ce voi nu vă băgați acum? Noi ne-am specializat pe... partea asta de creare de content vizual, animații. Da, acolo încă dacă n-ai piață cu cerit sau dacă n-ai clienți, atunci o să fie greu să câștigi, să scoți bani. Da, acolo trebuie să investești. Trebuie să investești, să strângi o echipă, în perioadă să investești, să creești produsul tău și pe urmă să ai... Mesajul tău către cei care sunt un pic în tema asta, cu dragoste, au dragoste față de video content și tot așa și ar vrea ei să intre în nișa respectivă ca freelancer sau ca și cum. Eu aș spune așa că orice nișă unde te băga, mai întâi tu trebuie să o alegi cu inima, că asta e echivalent cu rezistența ta față de provocările care trebuie să le ai. Dacă tu nu iubești asta, tu n-ai să reziști pur și simplu. Și după asta să crucești mozgul și să calculez. Bani. Să vezi dacă ți-ți vorbește. Și interesant e că câți bani se împărtesc în nișa asta în general. Și măcar că bucata asta, cât ai să iei tu, 10-5% motivează asta sau nu te motivează să faci asta? Eu la asta nu m-am gândit. Și că tare asta e problema. Eu cred că asta trebuie și din școală. Cumva infiltrată, calculul este de finanțe, de educația asta financiară. Există clientul. Clientul care ar avea nevoie de serviciile voastre. Cine e clientul ăsta? Asta este orice companie, în primul rând, dacă vorbim de sectorul privat. Acum, contentul video este primordial în comunicarea cu auditoriul tău. În general, antreprenorul care are o afacere, el trebuie să înțeleagă că afacerea asta, care activează, are un auditoriu cu care comunică. Tu ești televiziune care difuzează informații. Tu trebuie să-l înconjori pe auditoriu cu content, ca să-i comunici cât e de bun produs sau serviciul tău. Dar la noi, antreprenorii, mare parte, cred că e cam ușa să facă un video, un spot și el asupra. Au așteptări prea mari față de un simplu video. Ei nu-l abordează strategic. Tu trebuie să planifici pe termen lung. Stai, tu vorbești cu tipul de content, dar eu te spun, cine e clientul care poate să vină, are nevoie de serviciul ăsta. Orice companie privată, am înțeles.
Dar nu oricine probabil și-ar putea permite, pentru că noi vorbim totuși despre antreprenori care la 20 de euro investiți undeva în rețelele sociale pe săptămână, cam îi tremură mâna deja și și-au asumat riscuri aproape egale cu Cosmosul. Și cineva care absolut, fără să gândească, aruncă 2000 de euro pe, nu știu, niște concursuri pe, la influencer. Acum, câți bani ar trebui să aibă omul ăsta planificați pentru marketing, că asta e o componentă de marketing, ca să fii potențialul tău client? Câți bani trebuie să am eu ca să mă pot adresa la tine după servicii? Crearea sau da. Și promovarea? Crearea. Promovarea e altceva deja. Când mă gândesc la client, da? Așa. Eu mă gândesc la tot anul. El ca să acopere cumva atenția sau clientului sau atragă, lui trebuie măcar 3-4 video-uri diferit. Ele trebuie să fie diferit, da. Dar în aceeași stilistică da. Și cu o strategie. De da, exemplu, eu comunic prin prisma unui personaj. Am înțeles. Și mesajul respectiv, mesajul și personajul îl împarți mai multe video. Îl împarți mai multe video. Hai să luăm un case chiar, un case concret. De exemplu, Seba. Acum și luăm și Seba, dar hai să luăm ceva mai startup, că acolo e totuși un business mare în care unii s-ar gândi deodată că dar nu trebuie să... Dar și au lucrat, pentru că au fost promovat și creat, gândit strategic, din punct de vedere. Vizual. De acord. Acum, deși își spun că acolo probabil banii nu chiar așa s-au numărat nu era o grijă aia că nu o să avem banii promovare, atâta timp cât ești un pe video online fără pe promovare offline. Nu lucrează. Înțeleg, dar iată, întâi de toate contentul și pe urmă trecem și la promovare. E un salon de frumusețe, nu foarte mare, prestează niște servicii acolo, 2-3 tipuri de servicii. Ei pot să adreseze la tine? Și dacă o să adreseze doar pentru producție, de câți bani ar avea nevoie? Că aici noi avem o provocare. Toți vor materialul, dar încă nu se gândesc că o să trebuiască buget și pentru marketing. Până la marketing, de câți bani el trebuie să aibă? Tu spui, de exemplu, 3 video minim pe un an de zile ca să faci un mesaj. Noi am creat special pentru asta două produse separate. Produsul ieftin, da. Unde tu poți de la 500 de euro. Asta e ieftin? Da. Sunt aplicații în care duc 20 de euro și fac video. Da, nu, eu vorbesc de filmare. Ah, filmare? Da, da. Cu pentru personaje? Că cu... Când mergi vorba de așa tipuri de nișe ca salon de frumusețe, acolo animații nu trebuiește. Așa. Tu poți să faci animații scurte de 35 secunde cu niște texte acolo care să le postezi pentru content pe social media. Asta scurt. Să nu uit cumva, dar aici deodată. Vorbim de salon și de nesalon și tu ai spus că acolo animație nu trebuie, adică nu la toți le trebuie animație, mai bine cuiva video și nu și mai bine cuiva animație, da, cu video da, și cu da. Animație. Pentru cei care au un produs care să-l arăți, da, la salon de frumusețe, da, tu ai și arăta acolo, tu trebuie să filmești să arăți asta, dacă n-ai un serviciu, tu trebuie să explici de ce serviciu și ăla este bun, atunci tu treci la animație. De și companiile de creditare mai mult aleg animație, grafic. În dașul salonul nostru de frumusețe, el are nevoie de câți bani pentru... Eu aș spune că el trebuie să investească în jur de 500 de euro pe lună. 500 de euro sunt 4 filmulețe. Da, noi am creat așa un produs unde tu plătești 500 de euro pe lună și ți vine echipa și îți filmează content pentru 4 și îți creează 4 filmulețe din tot astea care tu îl postezi de exemplu o dată pe săptămână și îl promovezi. După mine e un super serviciu în sensul că la mine cumva deodată a apărut o reacție de genul destul de accesibil ca preț raportat la produsul care e livrat. Noi am creat 3 pachete de la 500, de 750, de 1000, da? Dacă vrei să pe lângă 4 cele filmulețe primești... Dar dacă el n-are în fiecare lună 500 de euro? El poate să cumpără odată un pachet, da, să testeze. Ok. Deci el a venit, salonul de frumusețe, a venit cu 500 de euro, voi ați făcut aceste 4 filmulețe pe care ele au o logică, evident, o legătură între dânsa. Acolo mai mult e legat de produs. Produs. Ți-a venit echipa, ți-a filmat frumos produsul și îți dă 4 video-uri care tu deja trebuie să ai marketolog sau trebuie să ai cineva care... Să le promovezi. 500 în fiecare lună pot să fac și obțin o dată în jumătate de an cu un material... Poți fac o dată în 2 luni. Asta vorbim despre un tip de produs. Că tot prin asta tu poți iei deja clienții care încă se tem să investească ceva buget mai mare. Cel mai scump spot care l-ați filmat cât a fost? În jur 30.000. 30.000 de euro. Dacă am vorbit despre proiectul ăsta care e cu Londra, că proiectul ăsta a costat 24.000 de pound. Asta e o animație de 5 minute, 3D, destul de complicată, făcută în 2 luni.
foarte rapid. Au fost uimiți. Eu au zis că voi ați făcut un lucru care se face în 6 luni, ați făcut în 2 luni. De exemplu, un produs clasic care majoritatea clienților și-l primit, este de 1500 de euro spot, în care el îi primește și conceptul, scenariul, voiceover-ul, producția, design, scenelor, animația, sunetul și deja primește versiunile. Este versiunea lungă, 30 secunde, este versiunea 15 secunde și de 5 secunde pentru pre-roll-uri, da? Da. Și el primește pachetul ăsta. Asta tot intră în prețul ăsta ăsta și plus, făcând un spot, de ce îl poți așa de scump? Tu primești atâtea scene de design care poți le folosești în content, da? Static. Ca imagine, da? Tu poți să le folosești, nu trebuie să plătești la un designer să le facă. Asta e o parte din campania asta. Nu știu. Pe urmă, audio, el poate să folosească pentru radio. Formatul de dat, tu l-ai luat și l-ai dat la radio. Super util. Adică tu primești un volum de content care tu poți să-l folosești pentru campania dată. Acum, din antreprenor, am înțeles, este cel din categoria cu 500 de euro, el să aibă minim 3 spoturi și să le utilizeze. Și sunt cei care au deja bugete mai mari. Așa care merg mai strategic. E ca aștia care au o strategie de marketing, așa e deja. Da, dar poți să vorbești despre strategie și spui că mergi pe strategie atunci când ai și un buget oarecare. De exemplu, clienții unui salon de frumusețe n-au așteptări așa de mari. N-au așteptări, dar de la o companie, de exemplu, de la o bancă, acolo s-a deprins că formatul trebuie și artistic. Cu actorii, căutatul actorilor și acelor care sunt voice, tot voi vă ocupați. Da, casting. Asta e partea de producție deja complex. Avem echipament bugetar, e ca fotoaparat, și avem camere cinematografice, unde de-am spate făcut producție artistică, de asta destul de complex. Imaginează și de asta, și de asta, și grafică, și semenții asta, și să propui la client. De ce voi faceți mai multe, dar direct? De exemplu, nu poți să limitezi pe client să zic, uite, noi îți facem tăți tot una spoturile, că tu la astea grafici, tăți tot una. Dar tu vrei să propui la client ceva ca el să fie deosebit. Piață, să dai o imagine unică. Care e cea mai mare provocare pe care o ai când lucrezi cu antreprenorul, clientul? Bugetul. Să aprobe el bugetul. El plătește pentru... El nu poate să-l ții în mână. Da. El plătește pentru un video. Video, da. Dar tenderului? Tenderul asta e o parte separată care noi participăm. Și aveți aceeași provocare pe care o au majoritatea în tenderuri, că trebuie să dea cel mai mic preț și lucrează numai ca să lucreze? Nu, acolo nu aleg. Majoritatea, prețul ăsta nu e factorul decisiv. În mare parte asta e experiența, asta e prezentarea, lucrările, echipa și clar și prețul. În bugetul încasărilor voastre, cam câte procente standere și cât vânzările poate direct? Vreo 20-30% standere. Destul de mult? Noi am la 5-6 standere, participăm. Destul de mult? Dar la tenderuri mai mult poți participe companiile și mai puțin freelancerii. Acolo e un proces de lucru ca un spot să produci, îți trebuiesc echipă, îți trebuiești copywriter, îți trebuiești scenarist, îți trebuiești designer, animator, sunetist. Asta e o echipă, lucru de echipă. Antreprenorul care are așteptări față de... care își comandă un material video, tu ca mesaj, dacă ar fi, știi, mesajul cheie pe care îl putem scoate, inclusiv din tot interviul ăsta, ce îi spune tu? Pentru că sunt 10.000 de antreprenori care sigur și-au obținut o dată în viață, au gândit, eu vreau să-mi fac un video. Asta e fereastra prin care tu comunici cu clientul tău. Deși companiile astea mari reușesc în marketing, cauza că îi gândesc pe lungul durat, pe un an, da? Iau bugetul anual și când eu știu, eu am atâția bani, eu pot să propun ție deodată strategic câte videouri facem artistice. Pe lângă dânsul, doar videoul ăsta nu de ajuns. Îi trebuie să faci niște sateliți de comunicare. Că videoul ăsta trebuie să fie susținut de imagini statice în același stil, cu personajul ăsta în diferite poziții, ca tu să îl înconjori pe spectator cu informații. Dacă din primul video să începi să-i vinzi, da? Încrederea n-a să fie așa de... Poate la moment și a să lucrezi, dar nu a să deprinde el cu produsul, serviciul tău, să înțeleagă de ce el trebuie să cumperi. De asta e important videocontentul să-l comunici strategic pe o perioadă lungă și la sfârșit și vezi ce rezultate ai avut. De asta și-a lucrat la Sebo, de exemplu, da? De la început, când ei s-au adresat la noi, ei n-aveau personaj. Sebo e personajul desenat inventat de voi? Da. De unde dracu atunci l-ați luat așa? A cui idee a fost animalul ăsta, e ca să spuneți? A noastră. De ce animalul ăsta? În primul rând... Mulțumesc că tot am aflat. Eu a două zile în urmă am privit ăsta, spotul întâmplător și nu știu de ce. La un moment dat m-am gândit... nu m-am gândit. Nici nu știam că o să ne întâlnim ca să discut despre asta. Dar mă gândim, cui a venit ideea
anume acestui personaj și cu vocea asta. Nu, tu am îți pui întrebarea asta din cauza că el a fost păstrat în aceeași stilistică în fiecare content și promovat destul de agresiv. Da. Și de asta tu de-am asocii este... Da. Personajul este a devenit un trigger prin prisma căru tu, la tine, tu de ajuns să vezi Motanu și la tine se deschide o lume întreagă, tu înțelegi că asta e credite, dar cum asta s-a primit? Când ei s-au adresat la noi, ca și orice client, s-au adresat pur și simplu pentru spot. În fiecare spot creat, noi am menținut aceeași stilistică, același personaj, aceeași comunicare pe perioadă lungă și oameni deja s-au deprins. De ce Motanu ăsta? Noi la început l-am creat cu o... așa, cu un caracter de ăsta de vaire, așa, de, da, și pe urmă, Sebastian, șmugli, da, da, și era fain asta. Cum a apărut Chiki Chiki tu? Deci nu tot voi v-ați ocupat? Noi am creat. Hai să luăm bunica Batitoba și Bunelu și Motanu și să facem și un cântec. Ca să înțelegi, noi asta tot am făcut undeva în două săptămâni. Am alcătuit versurile, am chemat bunica și Bunelu, am invitat aici în studio. S-a primit că o rupt. Pur și simplu, de ce o rup? Pentru că era și Motanu, care deja era cunoscut. Tu ai pregătit fundamentul pentru asta. Tu ai făcut un personaj recunoscut. Tu ai adăugat valoare prin ăștia doi personaji încă mai mult. Da? Garantat că interesant. Ai făcut tot asta în formă artistică, cu cântec și cu o frază și cu bunica asta care a apărut așa, chiki chiki tu așa îi apare. Asta era pe moment când noi filmam, eu zicheana apărează așa și spune chiki chiki tu. Asta e proces de creație și tu dacă vrei să faci viral, trebuie să faci mult. Că nu poți din primul spot să trebuie și, nu știu, super geniu ca să faci deodată așa un spot, ca să simți auditoriu, piața și să faci deodată spotul ca să prindă la tăți. Trebuie să lucrezi cu brandul ăsta o leacă de timp. Știi de ce lucrează unele? Pentru că, în primul rând, asta a durat până și noi am creat tot vizualul ăsta și tot ne-am fiert în tot asta și el a fost și promovat destul de agresiv. Astea sunt două componente care sunt foarte importante. Personajul ăsta e un, ca un logotip care comunic cu tine, care vorbești, care rădă emoții și el mai ușor să-mi tipărești. Dacă tu te promovezi doar prin stilistică, prin branding-ul tău, da? Apoi nu te divizezi de alții. Dar având un personaj, el e mai ușor de memorat, e mai ușor de interacționat, nu-s emoțional și așa mai departe. Și de asta noi acum la majoritate care, nu cu majoritate, dar încercăm pentru toți care optează pentru content grafic, animat, să propunem crearea unui personaj și să îl dezvoltăm mai departe. Noi am creat Coco Stârcu de la Credit 7, da, în 3D frumos, da, am băgat în trânsul, dar dacă nu este de ajuns buget ca să-l promovez... Se simte asta, eu am observat. Nu devine el așa un ceva popular. Tu n-ai cu dânsul, dacă faci un spot pe an, nu-i de ajuns. Trebuie să-mi dai nouă loc pentru creativitate. Să-l facem și așa, și așa, și vine fișca atunci și el poate să rupă. Dar dacă tu faci numai un, click pe peștele, șala, peștele, șala. Da. Click pe... Altcineva? Pentru Forza, acum tot am creat personajul, tot destul de fain. Da, asta intră în bugetul pe care voi îl faceți? Sau nu, separat? Crearea personajului este separat, e ca pentru Forza. Fain. Și cât costă crearea unui personaj? În jur de 1000 de euro. Separat. Nu e așa de mult pentru un brand pe care se respectă, da, și care vrea să comunici și să obții rezultate. Pentru că personajul lucrează din... Tu ce ții minte din istorie? Tu ții minte Michelin-ul ăsta, tu ții minte Nesquik iepurile și ala, tu nu ții minte altceva, tu ții-ți rămâne în istorie personajul ăsta. Dacă ar fi acum să faci ceva, ce faci diferit la început de business-ul ăsta? Ce faci diferit? M-a clasat piața străină. Pentru că eu am început corect, am început pe calitate, să dezvolt, să facem produs faine, să ajungem la o calitate bună, dar m-am oprit, m-am înglodat în asta. Dacă vorbim de prețuri, prețurile voastre sunt mai mici, mai mari sau egale cu piața? Prețul la noi sunt foarte accesibile. Două mesaje îmi trebuie acum. Unul pentru cei care vor să intre în nișa asta de business și una pentru clienții care ar avea nevoie sau ar trebui să înțeleagă că au nevoie. Primul pentru antreprenori, care ar fi mesajul tău? Pentru antreprenori care vor să deschide studio? Da. În primul rând să gândească cât de tare el iubește nișa asta. Pentru că asta nu e business, asta mai mult e... Mai mult e mai aproape de hobby. IT-ul, crearea de jocuri, asta e mai mult are legătură cu anume bani grei. Clientul care
ar fi potențialul pentru potențialul tău client pentru servicii respective și mesajele transmitelor? Pentru client, un mesaj foarte sigur, când te gândești la crearea de content video, gândești pe perioadă lungă, dacă vrei să obții rezultate. Mulțumim mult pentru interviu și tare sper că la noi și piața o să educe și antreprenorii o să înțeleagă, de fapt, prin prisma experienței tale de 16 ani. Da. Mersi mult de interviu. Mulțumesc.